Sfinții apostoli Petru și Pavel sunt cinstiți în mod deosebit în Episcopia Sloboziei și Călărașilor. Credincioși din cele două județe ale eparhiei au venit astăzi la Catedrala Episcopală pentru a participa la Sfânta Liturghie Arhierească și pentru a-l felicita pe ierarhul lor care a sărbătorit 13 ani de la întronizare. Sfânta Liturghie în ziua pomenirii celor doi corifei ai apostolilor a fost săvârșită la Catedrala Episcopală de Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre lucrarea misionară săvârșită de Sfinții Apostoli, care reprezintă modele de mărturisire a credinței. Ei sunt foarte importanți pentru cei de astăzi, fiindcă asemenea lor, care au fost niște mari misionari ai cuvântului Evangheliei vieții, mărturisind și propovăduind învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, la fel suntem chemați și noi. Astăzi, într-o lume alienată, o lume atât de rătăcită de calea adevărului, suntem chemați să-L mărturisim pe Hristos, să-L vestim pe Mântuitorul Iisus Hristos, să-I vestim cuvântul Evangheliei vieții. Suntem chemați, asemenea lor, să mărturisim prin faptele noastre, iar ei au mărturisit chiar cu prețul vieții lor. După Sfânta Liturghie a fost săvârșit un tedeum, la finalul căruia Părintele Arhimandrit Rafael Mâț, vicar eparhial, a amintit lucrarea ierarhului din ultimii 13 ani din demnitatea de episcop al Sloboziei și Călărașilor. Ne rugăm Mântuitorului nostru să vă dorească ani binecuvântați și spornice lucrări cu alese bucurii duhovnicești. Vă cerem să ne pomeniți în rugăciuni, adunându-ne în jurul inimii cuprinși în ecupionul preasfinției voastre, ca un părinte iubitor și protector. La final, ierarhul a mulțumit preoților și credincioșilor și a acordat distinția Crucea Sloboziei pentru trei clerici, precum și trei ranguri de iconom stavrofor.